cu mare bucurie luăm călătoria noastră în cuvântul lui Dumnezeu în acest uh, cuvânt atât de provocator pentru sufletul nostru natural și firesc. Dacă vezi pe vrășmașul tău că este flămând de pâine să mănânce și dacă îl vezi că este uscat de sete, adică dacă îl vezi în criză, uh, intervino imediat. Și dincolo de aceasta, să iubești pe vrăjmașul tău. Și dincolo de aceasta, uh, suprem uh, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Aceasta este, acesta este everestul iubirii în Universul lui Dumnezeu. Să, să, iubiți, să vă iubiți între voi cum v-am iubit eu. Așa să iubești pe cel de lângă tine, fie că ți este prieten, fie că îți este vrăjmaș. Și atunci se întorc apostolii către Isus și spun, Păi, cine poate fi mântuit, frate, în cazul acesta? Bă, mântuitorul a spus, lucrul acesta este nu cine poate, ci este imposibil la om, dar este posibil și are putere la Dumnezeu. De aceea, astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom încerca să închidem această. Scurtă călătorie, lăsând ferestrele deschise, lăsând ușa adevărului deschisă, pentru ca, prin ele, Cuvântul lui Dumnezeu să continuă să pătrundă. Am întotdeauna speranța aceasta și rugăciunea mea este ca, prin Cuvântul prezentat să nu aduc altceva decât pur și simplu un câmp de gândire, o perspectivă asupra căreia să continuăm. Și sunt atât de convins în sufletul meu că în felul în care Duhul lui Dumnezeu poate conduce un om, în același fel îl poate conduce și pe un altul, poate cu alte mijloace, prin alte, pe alte căi, nu are importanță. Dumnezeu și doctorul știe ce... Ce folosește, dar vreau să spun că aceasta este o experiență la, la dispoziția noastră. În întâlnirea precedentă, noi am urmărit această dramatică răsturnare de imagine pe care a avut-o Saul cu privire la David. Vă rog să continuați să explorăm acest loc. Este de neimaginat ce s-a întâmplat acolo. Pentru că este calea pe care am putea merge chiar în cea mai disperată situație posibilă. Dacă era un om de la care trebuia să nu avem niciun fel de așteptări în direcția aceasta, era Saul. Dacă era o situație care era într-adevăr, cum zic americane, hopeless, fără speranță, dacă era o situație, era situația lui Saul. Dacă ar fi fost cineva de la care nu aștepta în vecii vecilor să auzi așa ceva, era chiar omul acesta care lepădase pe Dumnezeu. Și tocmai de la el, cuvântul lui Dumnezeu, a scos acest, acest răspuns pe care l-a dat. A plâns, a mărturisit. E de neimaginat. Și dacă Dumnezeu a putut, și Duhul lui a făcut acest lucru cu un anume Saul, el poate face aceasta cu oricare dintre noi, fără nicio îndoială. Partea finală a textului nostru ne spune că tratând răul cu bine, iubind, întâmpinând pe vrăjmașul tău cu iubire, rugându-te pentru cel ce te prigonește, binecuvântând pe cel ce te vorbește de rău și făcând lucrul acesta, iată cum se traduce așa ceva în limbaj spiritual. Aceasta înseamnă a așeza cărbune aprins pe capul lui. Este o figură de stil de, de origine egipteană, cumva în care cărbun pe cap, însemnă, cărbune pe cap însemna schimbarea minții sau răzgândirea, cum am zice noi, sub uh, impulsul și sub puterea unei fapte bune și frumoase. Aceasta te-a dezarmat literalmente. Aceasta însemna, în, și de aici avem figura aceasta de stil, sub uh, focul Duhului Sfânt Saul, omul lui lăuntric, otrăvit de ură de la creștetul capului până în tălpi, omul acesta cedează și se prăbușește sub convingere. Duhul Sfânt poate face lucrul acesta cu absolut oricine. Și n-ar trebui nimeni să uite așa ceva. De obicei ne pierdem speranța într-o situație sau alta în dreptul cuiva sau altcuiva. Nu este cazul. Dacă David nu și-a pierdut speranța în fața unui om ca saul, dacă a avut încredere în Dumnezeu, în adevărul care l-a spus Dumnezeu, dă pâine și dă-i apă, adică intervină în suferință, scapă viața omului a cărui viață depinde de tine. Dacă nu era David acolo, oamenii lui David l-ar fi executat pe loc. Dar depindea de David. Dacă David zicea da, pe loc se întâmpla lucrul ăsta. Dacă, dacă, el nu a zis da, nu s-a putut face așa ceva. Dacă lucrul acesta manifestat a arătat puterea aceasta de schimbare, înseamnă că Dumnezeu își ține cuvântul și față de tine și față de mine. Să mergem împreună în 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 15 și să constatăm ce se poate întâmpla în cazul în care alegem să mergem pe altă cale. Temelia este aceasta, este Evanghelia, este cuvântul lui Dumnezeu, este bunătatea lui Dumnezeu, dar noi zidim pe această temelie lemn, fânt, este paie tăciunii noștri, cu alte cuvinte. Și dacă se întâmplă lucrul acesta, spune Scriptura, indiferent cât de bună și adevărată a fost temelia Hristos Iisus, nu ajută nimănui cu nimic. Lucrarea va fi complet arsă și distrusă. Datorită faptului că nu a avut încredere în căile pe care le-a arătat Dumnezeu și a gândit că poate să meargă pe alte căi și a dat curs firii lui, gândurilor lui, pornirilor lui, emoțiilor lui pe temelia Hristos Iisus și lucrarea va fi arsă. Dar despre omul acesta spune Biblia, în momentul în care își va vedea lucrarea arsă, va da dreptate lui Dumnezeu, se va pocăi și spune în ultima parte, dacă lucrarea versetul 15, 1 Corinteni 3, dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. ce cu focul ăsta? Păi acesta este ceea ce scrie în textul nostru cărbune aprinși pe capul lui. Acesta e focul care mântuiește, care distruge, nu care chinuiește, nu care se răzbună, nu care disprețuiește, nu care pune jos. Nu, acesta este focul care ridică Duhul și conduce la pocăință să îndrepte cu blândețe în speranța că Dumnezeu va da pocăința. Și uitați-vă aici, omul acesta va fi mântuit ca prin foc pe în ce constă focul acesta al Duhului Sfânt. În momentul când el vede că mijloacele, căile, gândurile lui, măcar că a fost pe temelia Hristos Iisus, a fost ale firii lui și lucrarea s-a făcut cenușă, atunci el dă dreptate lui Dumnezeu și el spune, Doamne, drepte și adevărate sunt cuvintele tale. Acum am văzut că drumul acesta, am crezut că, dar acum văd, într-adevăr, auzisem, dar acum văd, acum văd cu ochii mei. Nimicirea lucrării lui îl aduce la pocăința la care nu l-a adus lucrarea lui, pentru că el a avut temperamentul acesta firesc, felul ăsta de a răspunde, de a privi oamenilor, de a reacționa într-o situație în care vrăjmașul tău este în criză. A gândit că este justificat după înțelegerea lui, acum se pocăiește. Focul acesta al Duhului Dumnezeu, el va fi mântuit, dar ca prin foc. Cuvântul lui Dumnezeu din, din locul acesta ne arată că nu există caz fără speranță. Sunt oameni și suntem noi la un moment dat, fiecare dintre noi, care am fost așa de convinși de un anume curs al lucrurilor și am văzut că de fapt nu era așa. Care am fost animați de anumite emoții, gânduri, imaginația noastră, și pur și simplu ne-am dedicat, ne-am aruncat în gol pe baza unei lumi imaginare, fie că e bine, fie că e rău, cum era cea din mintea lui Balam, o lume imaginară, ne-am aruncat pur și simplu viața într-o astfel de situație, bazat pe nimic. Cum spunea despre um, omul acesta care a urcat pe clădire în Los Angeles și când s-a prins, i s-a părut că e ceva, că era pânză de păianjă, n-a fost nimic. Acesta a fost sfârșitul. Când omul acesta și-a văzut lucrarea prăbușită, atunci omul acesta s-a pocăit ca prin foc. Sunt experiențe în viața noastră extrem de îndrăznețe. O aș zice, față de Dumnezeu până acolo, încât chiar aici, în America, la radio, i-a spus unui tânăr, un tânăr îi spun, sau un domn îi spune celui care era de Bible Man, omul, omul Bibliei, care răspundea la întrebări, îi spune, domnule, dar ce ai tu cu mine dacă eu vreau să merg în iad? Eu vreau să merg în iad, a zis el. Și omului Dumnezeu mi-a spus, zice, măcar până acolo să ai drum bun. Măcar atâta, dacă, dacă ai hotărât să faci așa ceva. Dar este unul anume care cu vrea, cu orice chip, să se dea pe mâna diavolului. Și atunci, ce va face Dumnezeu într-o astfel de situație? Va, va, spune, cum să te dau, cum să te părăsesc, cum să fac ce vrei. Nu pot, ca un părinte la copil, când vezi copilul care are o așa nebunie în cap și știi unde duce și te zbați cu el și te lupți, dar până la urmă zicem, nu avem ce să facem. Efraim s-a alipit de idoli, lăsați-l să vadă ce este. Samson nu crede în ceea ce i s-a spus. No, el nu crede în lucrul acesta. Părinții au spus, părinții au spus, nu, nu nu merge pe drumul ăsta. Asta este un drum despre care Dumnezeu a spus să nu mergi. Lui Balam a spus drumul ăsta pe care mergi duce la pieire, dar nu văd nicio pieire. Ce mare scofală dacă nu e nicio pieire, spune el. Părinții spun, așa este, nu vezi nicio pieire, dar așa a spus Dumnezeu că drumul ăsta pe care mergi înaintea mea, drumul s-a duce la pieire, deci trebuie să știi. A doua zi el a observat, a observat, a văzut, adică a trăit lucrul acesta pentru restul vieții lui. Un incident de un moment, o rebeliune împotriva lui Dumnezeu și o încredere în propria lui gândire, în propriile lui valori și căi și mijloace de așa natură, încât o noapte l-a costat o viață. O viață întreagă. Așa a sfârșit în suferința aceasta cumplită, cauzată de uh, un moment din acesta uh, despre care spune în Biblie: Vei vedea ce amar lucru este să nu mă crezi. Vei vedea ce mar... Aș vrea să te scutezi de așa ceva. Să nu guștea amărăciunea asta de a nu crede pe Dumnezeu, pe Cuvânt, da. dar ce se poate face? Am hotărât, spune 1 Corinteni 5:5. Ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei. Am hotărât lucruri. Nu că am dorit sau vre, vrem, dar nu avem ce să facem. Omul ăsta vrea cu orice chip să se dăruiască diavolului. Nu avem ce să facem. Am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei. O să vadă nimicirea cărnii lui, o să vadă unde îl duce drumul acesta, în așa fel încât Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus. Adică, văzând dreptatea și adevărul cuvântului lui Dumnezeu, omul acesta să se plece și să se pocăiască. Discutam în dimineața aceasta cu un grup de studenți cu privire la judecata lui Dumnezeu. La ce e bună judecata aceasta? Vorbeam cu ei, uite, scrie în Psalmul 119, nu mai pot de bucurie pentru judecățile tale. Se bucură tot sionul de judecățile. Ta. Ce, ce, ce veste bună este în această judecată? Și studenții mei erau, erau încurcați rău să vorbeau între ei, nu știau. Chiar așa este. Că te cheamă la tribunal, auzi, hai la judecată. Pe păi ce să fie mare bucurie în așa ceva? Și atunci am uh, lăsat scriptura să vorbească faptul că dacă v-ați judeca singuri, nu ați mai fi judecați după. Adică dacă ați judeca înainte, ați intrat la judecată cu Dumnezeu. Haide să, Doamne, hai să uh, dăm în judecată fapta pe care vreau să o fac eu acum. O dăm în judecată înaintea ta. Spune-mi ce este lucrul ăsta. -am, -am, încă n-am făcut așa ceva, dar mă gândesc, sunt înclinat, vreau să mă dau pe mâna Satanei, cum era cazul omului, omului acestuia. Sau vreau să cunosc adâncimile Satanei, scrie în Cartea Apocalipsei. Nu sunt mulțumit cu ce mi-a fost descoperit, vreau să știu adâncimile Satanei, ce este acolo. Bun, dar. Unde este bucuria judecății lui Dumnezeu? Bucuria constă în faptul că înainte de a face pasul acesta, m-am judecat cu Dumnezeu. Veniți să ne judecăm, veniți încoace. Și eu am să -ți spun ție, Samson, ce înseamnă pasul pe care nu l-ai făcut încă. Încă ești pe stradă, încă ești sănătos, totul este bine, încă nu s-a întâmplat nimic. Dar am să-ți spun unde duce drumul acesta. Hai să judecăm amândoi. Vino să ne judecăm. Dacă ai înțelege că nu e numai ce pare a fi, nu e numai ce îți imaginezi că se va întâmpla, e mult mai mult de atât. Vine la pachet și vine la pachet cu astfel de lucruri. Hai să, să ne judecăm. Toată judecata aceasta care, de care avem parte cu Dumnezeu produce în Suflet acea nemai auzită bucurie și să vedeți de ce. Mai târziu, vezi în. Cazul altcuiva sau într-o situație asemănătoare, vezi unde duce un astfel de drum și atunci tu zici, uite, aici eram eu acum, dacă nu era Dumnezeu, să mă judece și să judecăm împreună situația aceasta. Și asta am, am concluzionat azi dimineață în prezentare. Judecata lui Dumnezeu este scumpă și dulce înainte de a se întâmpla un anume lucru. Este dureroasă, cumplit de dureroasă după, dar așa cum zice Biblia, eu vreau să ne judecăm înainte, vreau să vă scriu să nu păcătuiți, dar dacă s-a întâmplat, acum nu mări răul și nu-l duce la capăt. Diavolul vrea să-l ducă totul la nimicire. Nu duce la capăt, oprește. Dacă s-a întâmplat, vă scriu să nu păcătuiți, dar dacă cineva a ajuns aici, nu continua drumul cum a făcut Ahitofel și a pus ștreangul de gât sau Iuda. Nu, nu face Oprește-te aici unde ești pe marginea prăpastiei. Nu mai face niciun pas în față. Dumnezeu te poate scăpa de pe marginea prăpastiei dacă îți ridici ochii spre El. Chiar dacă au trecut șapte ani prin păduri și ai fost nebun la cap cu părul ca penele vulturului și ai cu ghiare, cu tare și ai mâncat ca boii, ca animalele, după trecerea vremii, mi-am ridicat ochii în sus spre Dumnezeu. Șapte ani a fost condamnarea? Nu. Șapte ani durează vindecarea. E cu totul altceva. Dumnezeu de asta au hotărât șapte ani. Pentru că în șapte ani, el, mândria lui a fost dizolvată, gândurile lui despre Dumnezeu, ce se întâmplă? ce este aici, sau ce se întâmplă, gândurile lui despre Dumnezeu au fost dizolvate, au fost biruite și înlocuite cu ridicarea ochilor spre Dumnezeu și am văzut pe Dumnezeu cu alți ochi și mi-a venit mintea la loc. Dacă cineva ne-ar întreba, Domne, care a fost păcatul până la urmă al lui faraon, împăratul Egiptului în timpul Exodului, cu așa plăgi, cu așa nemorocii. Pe păi păcatul lui nu a fost cel în care a aruncat Egiptul, că până la urmă și guvernul lui a spus, Domne, nu vezi că pierde țara pur și simplu. Nu vezi unde, în ce situație ne-ai adus aici. Nu acesta a fost. Păcatul lui a venit din uh, imaginația lui cu privire la Dumnezeu. Cine e Dumnezeu să ascult eu de Dumnezeu? Aici eu sunt Dumnezeu, ne spunea la închisoare cineva. Aici eu sunt Dumnezeu, fac ce vreau, eu sunt Dumnezeu. De la gândul acesta au pornit și ca un bulgăre de zăpadă pe panta muntelui toate celelalte nenorociri. Dar vine un moment pe care îl dă Dumnezeu și binecuvântat este. De aceea e mare bucurie dacă noi învățăm să supunem lui Dumnezeu gândirea, mintea noastră, imaginația noastră, învățăm comuniunea aceasta permanentă cu Dumnezeu. Sufletul ajunge să vadă, fără niciun fel de cuvinte sau de spectaculoase manifestări, ceva, ajunge să vadă adevărul dinainte. Înțeleptul vede primejdia, nebunul se aruncă drept în ea. După aceea își dă seama că a fost o primejdie. Am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei pentru că el, va, el face lucrul acesta. Iubiții mei, pilda lui Dumnezeu, în umblarea noastră pe pământul acesta, nu este o simplă lectură sau ceva, o formă de teologie. Nu, pilda lui Dumnezeu este o putere și este un mod de viață. La aceasta am fost chemați, nu informați despre, la aceasta am fost chemați pentru că și Hristos, nu și-a deschis gura. Când a fost bat și a suprit, nu și-a deschis gura. Nu a răspuns înapoi cu bat jocuri, din potrivă, binecuvânta pe cel ce îl blestema. În aceasta constă puterea dumnezeiască. Și în Zaharia, la capitolul 13, versetul 6, cuvântul lui Dumnezeu spune, dacă îl întreabă cineva, de unde vin aceste răni pe care le ai la mâini? De unde vin acestea? El va răspunde în casa celor ce mă iubeau, le-am primit. Păi dacă te iubeau, cum de le-ai primit? Datorită faptului că am ajuns în casa celor ce mă iubeau, să fiu neiubit, să fiu urât și în cele din urmă condamnat la moarte. Când Petru a spus cuvintele acestea, Biblia spune, îi tăia la inimă. Nu i-am făcut așa ceva, îi tăia la inimă. Dar Petru continuă, nu, Dumnezeu nu va părăsi nici pentru cea mai cumplită crimă care s-a comis vreodată. Nu, Dumnezeu nu va părăsit. Știu că din neștiință s-a făcut așa ceva pentru că Mântuitorul s-a rugat de pe cruce, mi-a scris cineva ieri uh, sau alături, uh, pentru cine, cui se aplică rugăciunea aceasta a lui Isus, uh, i că -și nu știu ce fac, cui se aplică. Și am spus că se aplică strict acelui care nu știe ce face, nu acelui care știe ce face. Este diferență mare. Dumnezeu nu ține seamă de vremile de neștiință, nu de vremile în care cineva pretinde sau un adins se face că nu știe. Nu? Omul acela trebuie să se oprească din cursul vieții lui niciun pas mai în față. Unde ai primit rănile acestea? În casa celor ce mă iubeau de altfel, dar care au ajuns în final să mă privească cu acești ochi. Ca fiind primești de acasă lor, ca fiind având alte planuri, alte intenții, ca și când vroia să ia leturghia celor de la Templu, îi trebuia lui așa ceva sau lucruri de felul acesta. În casa celor ce mă iubeau s-a întâmplat așa ceva. Nu s-a întâmplat în India sau în China, unde nu mă cunoșteau, ci s-a întâmplat între cei ce mă cunoșteau și cei ce mă iubeau de altfel dar care au ajuns să mă vadă în lumina aceasta. Dacă îl va întreba cineva, aceasta va răspunde. Bine, dar ce e de făcut în cazul acesta în care vederile noastre ne-au adus în situația că am făcut rău, ne-am purtat rău cu aproapele nostru, am dușmănit, am făcut răul acesta, chiar am, am făcut un rău calculat, am gândit, ce se va întâmpla ca, dacă am văzut pe acela care mă urea într-o criză și m-am bucurat cumva în sufletul meu? Nu, nu te bucura! Nu face așa ceva! Te bucuri împreună cu diavolul pentru lucrul acesta, în niciun caz cu Dumnezeu, în ceruri e mare bucurie, dacă se întoarce cineva de la răutatea lui. Nu este mare bucurie că a murit un păcătos, acum mare bucurie în cerul. Dacă te-ai bucurat de rău, te-ai bucurat în sufletul tău, nu ai umbla cu Dumnezeu, ai umbla cu diavolul l-ai felicitat pe diavol, l-ai înălțat, pe... Te te-ai închinat, dracilor, spune Biblia, în cazul în care te-ai bucurat de răul cuiva. Să nu se întâmple aceasta în inima vreunuia dintre noi. Dar cum, cum, se va rezolva totuși situația aceasta? Zaharia, capitolul 12, versetul 10. Uite care, va fi, care este soluția. Principala problemă este uh, răspunsul la întrebarea lui Iisus, Tu vrei să se producă schimbarea aceasta? Tu ai vrea să-ți dea Dumnezeu o altă inimă, să ia Dumnezeu ura din sufletul tău, să te, uh, uh, îți dea puterea aceasta să împlinești ce a scris cuvântul lui Dumnezeu? Am, uh, am întrebat lucrul acesta pe un domn care era în ostilitate teribilă față de propria lui familie și l-am întrebat dacă Dumnezeu ar vrea să-ți schimbe inima, ai fi de acord? Și a spus nu. No. Nu! No. am întrebat pe un altul, aceeași întrebare, dacă Dumnezeu, pentru era tot într-o situație de răutate aceasta, dacă Dumnezeu ar vrea să-ți schimbe inima, îmi dau seama că te bați cu, e o luptă inegală, te bați cu o inimă de, unde răutatea a atins niște culm, de întors pur și simplu, fără întoarcere, drum fără întoarcere, cu așa inimă te bați. Dar întrebarea mea către tine, tinerel, domnul acesta, întrebarea mea către tine, dacă Dumnezeu ar vrea să schimbe inima, ești de acord? Și tinerelul acesta mi-a spus, sunt de acord. Față. Dacă Dumnezeu poate... Și așa s-a întâmplat și vă mărturisesc că acest lucru astăzi, după 30-35 de ani, de când inima s-a schimbat. De altfel, am văzut lucrul acesta manifestat de la uh, copilul mic în care, uh, care se naște cu înclinația aceasta, uh, până la omul în vârstă, care nepoata noastră uh, ne spune o formulă foarte interesantă, când mama ei a vrut să-i dea răochițele ei celelalte nepoate, ea, care nu, nu o privește favorabil pe cealaltă nepoată, dintr-o situație fără explicație, a folosit aceste foarte interesante vorbe. Mamă, inima mea îmi spune că nu e bine să dăm rochițele acestea verișoarei. Inima ta spune așa ceva, da? Micuță, micuță. Mi-au fost puse cuvintele, am luat telefonul și am sunat-o a doua zi, după ce m-a rugat la Dumnezeu pentru inima mea, ce să vorbesc eu cu copilul ăsta despre inima lui când e vorba de inima mea, după ce am pertecut în timpul acesta în prezența lui Dumnezeu cu privire la propria inimă, după aceea am sunat-o pe ea. Și i-am spus că salut, bună am vorbit în engleză, Uh, bună ziua, toate bune, da. Uh, am înțeles că ai probleme cu inima, deci uh, suferi cu inima, am înțeles. Și ea este foarte surprinsă. A ridicat sprâncenele și uh, nu înțelege ce se întâmplă. Că de unde pot eu să spun, îmi zice Papa Nicu, de unde să știe Papa Nicu Că am eu probleme cu inima. Ce probleme am eu cu inima la vârsta la de, de 5 ani, de 3 ani, 4 ani? Și atunci, mama îi spune, da, zice, știi că ai spus că inima ta îți spune că nu e bine să. Și atunci eu vorbesc, oh, au înțeles ea despre ce e vorba și i-am spus, uite, rezolvarea este simplă, foarte simplă. Domnul poate să-ți dea o inimă nouă care să se bucure că i-ai dat rochițele verișoarei. Dacă primești lucrul ăsta, fetița nu numai că a primit, a fost copleșită. Rar am văzut uh, pocăință sfântă într-un suflet de când a înțeles că Dumnezeu poate să-i dea o inimă nouă. A doua zi, inima nouă s-a și manifestat. Ne poate mergea cu uh, mama ei de mână și uh, a ridicat ochii spre ea și a spus, mama, pantofii aceștia care îi am, o să rămână mici în curând. Aș vrea să-i trimitem verișoare și toate lucrurile care... Inima era schimbată. Dacă acest lucru se poate întâmpla la nivelul unui copil, dacă acest lucru se poate întâmpla la nivelul unui om cum a fost, Saul în această situație, ce ne-ar împiedica pe noi să avem această trăire cu Dumnezeu. Va fi o scuză oare pentru o inimă rea și necredincioasă în ființa noastră? Vom avea vreo explicație, vreo scuză? Luați seama să, să nu aveți așa ceva, îmi spune Biblia, pentru că acest lucru vă va despărți, nu numai de frații de surori, vă va despărți de Dumnezeu în final. Vegeați ca nimeni să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de viu Dumnezeu. Deci nu este o opinie, nu este o preferință, este o problemă de viață și de moarte și nu numai pentru o vreme, ci pentru veșnicie. Soluția, voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului, peste în casa celor ce mă iubeau, voi turna un duh de îndurare și de rugăciune. Aceste lucruri nu vin, nu sunt produsul vreunor glande, cum spuneam, în fi ale ființei noastre. Ele sunt daruri cerești care sunt turnate asupra noastră. Dragostea este semnul speranței autentice. Atenție ce spune Pavel Apostol. Nădejdea aceasta nu înșelă, dar de unde știi că nu te înșelă? De unde știi că nu este o speranță de la asta iurea? cum avea uh, Balam. Nu, nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că, uite semnul, dragostea a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Acesta este semnul uh, speranței autentice, adevăratei nădejdi, ancoră neînșelătoare care se prinde dincolo de perdea din templu. Voi turna un duh de îndurare, acesta este har. Ați observat ce expresie folosește bunul Dumnezeu în dreptul lui Noe? Ți s-a făcut uh, har, ai căpătat har în ochii lui Dumnezeu. Ați reținut ce i s-a spus Mariei, fecioara, mama. Ați reținut cuvintele Ți s-a făcut mare har. Am înțeles lucrul acesta. S -a, a, voi turna un duh de îndurare și rugăciune. Rugăciunea nu este produsul nostru sau exercițiul nostru. sau. Ea este un răspuns al unei chemări a lui Dumnezeu. Atenție ce spune David. Inima îmi zice din partea ta. Nu ce îi zicea lui nepoata. Inima îmi zice din partea ta. Caută fața mea. Și fața ta, Doamne, o caut. Acesta este izvorul adevăratei rugăciuni. Caută fața mea. Și urmare, își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns îl vor plânge, cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe întâiul născut, o totală schimbare în casa celor ce iubeau pe Domnul. Am citit că un ofițer s-a comportat rău de tot cu un militar, cu un soldat și acesta a suferit batjocura total pe nedrept. Era o simplă părere a acestui ofițer, era imaginația lui despre soldatul acesta. Nimic adevărat, dar ce poți să faci că dacă nu ți se dă șansa să explici? Rămâne așa. nu? Este cineva care nu are nevoie de explicație pentru că, așa cum a zis Saul, hotărât e necurat, nu discut cu nimeni. E, e nenegociabil lucrul ăsta. Și la sfârșit i-au dat voie să spună două cuvinte. Ce ai de spus în apărarea ta? S-a uitat la ofițer și i-a spus, zice, o să vă pare rău. Și a spus cu zâmbet, da, mă ameninți? Nu. Asta înseamnă mult mai mult decât atât. Și așa a fost. Pe câmpul de luptă, ofițerul a fost grav rănit și acest soldat niciunul altul erau mulți acolo dar niciunul n-a avut curaj să intre sub focul inamic târș să l aducă să-l târească până când a coborât cu el în tranșeu o baltă de sânge i-a scăpat viața pur și simplu și atunci ofițerul acesta a spus îmi pare rău pentru felul cum m-am purtat cu tine și soldatul a zâmbit cu un zâmbet cristic. V-am spus că o să vă pară rău de ce s-a întâmplat. Adică, așa cum spune textul nostru, pui uh, poartă te frumos, răspunde răului cu bine și vei pune cărbune aprinși pe capul lui. Aceasta e mărturia Duhului Sfânt, a lucrării Duhului Sfânt care se produce în această viață. Acesta este rolul cărbunilor aprinși despre care vorbește Scriptura și prin care un om este condus la mântuire, nu la pieire. Există primejdea să rămânem împietriți în vederile noastre, fie că e vorba de credință, fie că e vorba de o înțelegere a unei situații sau o relație. Sau... Împietrirea înseamnă refuzul schimbării, nu pentru nimic în lume. Cum spunea ce noi, mai repede întorci Dunărea înapoi decât să mă faci pe mine să mă duc înapoi și să-mi cer iertare sau ceva. Lucrul acesta așează pe un om într-o poziție extrem de periculoasă. Există ispita aceasta, dar și ea se numește în Biblie tăciuni. Isaia 50, versetul 11. Iar voi toți care aprindeți focul, tu aprinzi Focul în minte, puneți tăciuni pe El și umblați în lumina focului vostru și în tăciunii pe care i-ați aprins. A umbla în lumina tăciunelor tăi sau firii noastre, cu a umbla în lumina cărbunelui aprins care a curățit buzele lui Isaia care a curățit sufletul omului lui Dumnezeu, cărbune aprins pe capul lui ca urmare a bunătății lui Dumnezeu. A umblat în lumina tăciunilor și a umblat în lumina cărbunelui sfânt, care este mântuitorul nostru, lucrurile acestea sunt la distanțe astronomice imposibile. Iată ce descrierea lui David cu privire la lucrarea focului lui Dumnezeu peste sufletul lui. Câte vreme am tăcut, Psalmul 32, versetul 3, câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele necurmate. Acum, el scrie acolo, oasele pe care le-ai zdrobit se vor bucura, spune el acolo. Dar dacă nu îi facem radiografia lui David, nu avea niciun oz rupt. Numai că puterea Duhului lui Dumnezeu l-a făcut să vadă fapta lui într-o lumină complet diferită de aceea în care a mers el în lumina tăciunilor lui când a comis fapta aceea. Acum merge jarul aprins al Duhului Sfânt, focul Duhului Dumnezeu e asupra lui. Și iată câtă vreme am tăcut, I se topeau oasele de gemetele mele necurmate zi și noapte, acesta e focul Duhului Sfânt, zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Cărbune aprinși pe capul lui, mântuit ca prin foc. Aceasta e lucrarea pe care o să vârșește Duhul Sfânt în viața noastră. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea mea, ferice de omul cu păcatul iertat, fără de legea acoperită, tu ai iertat vina păcatului meu și îndemn pe orice om, spune David, să se roage ție la vreme potrivită. Nu oricând se poate întâmpla lucrul acesta. Simți îndemnul întoarcerii, simți chemarea aceasta. Nu, am, nu îi spune lui Dumnezeu pleacă acasă și mai vin o mâine să mai vedem ce facem până mâine. Nu îi spune ca balam, mai stați aici peste noaptea asta la păcatele din viața ta, stați în noaptea asta aici că mai vedem noi mâine. Nu, nu cu Dumnezeu nu trebuie. Nu trebuie dat timp răului sau diavolului. Nu trebuie dat timp. Ci chiar acum, zice Domnul. Pe loc, dar chiar acum, zice Domnul. De aceea, fiecare om să se roage ție la vreme potrivită. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Aceasta este promisiunea lui Sfânt. Dacă mă vei asculta, dacă mă vei crede în cuvintele pe care ți le-am spus. Și nu fiți ca un cal, cum a fost calul acela care. Au omorât pe Nenea Gheorghe sau calul care au omorât băiatul acesta. și Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care îl strunești cu un frâu și cu o zăbală, cu care îl legi ca să nu se apropie de tine. Nu fiți așa. Nu. Dacă, dacă ne lăsăm în voia gândurilor noastre din nenorocire și din nefericire, ne coborâm în lumea celor care nu cuvântă omul nu a fost făcut pentru acest lucru vreodată. Când Dumnezeu a creat omul, s-a consultat cu pământul să dea viețuitoare și nici cu marea să dea pești, nici cu aerul să dea păsări. Dumnezeu s-a consultat cu sine însuși când a făcut pe om să facem om după chipul lui Dumnezeu, astfel că răspunsul nostru trebuie să fie cu totul și cu totul diferit. Cărbunea prinși pe cap înseamnă regretul acesta pe care îl dă confruntarea cu un adevăr cu totul și cu totul neașteptat. Atât de diferit de ce am gândit sau am înțeles noi. Și aceasta se găsește în spatele cuvintelor pe care le găsim în Cartea Apocalipsei. Mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice. Acesta este finale, marele finale din Universul lui Dumnezeu. Mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice. Drepte și adevărate sunt căile tale împărate al neamurilor. Și am auzit un glas, pe, am auzit pe îngerul apelor zicând, drept ești tu, Doamne, care ești și care erai, tu ești sfânt pentru că ai judecat în felul acesta. Aceasta, aceasta înseamnă cărbuni aprinși pe sufletul întregei creații cu privire la bunătatea lui Dumnezeu. Nu numai pe cel care a privit cu ci și pe cel care a privit cu oi buni. Acum își dă seama că bunătatea lui Dumnezeu este cu mult mai înaltă decât cerurile, scrie Scriptura. Am auzit altarul zicând, da, Doamne Dumnezeule atotputernice, adevărate și drepte sunt judecățile tale. Chemarea lui Dumnezeu pentru noi, care duce la acest grandios finale, chemarea lui Dumnezeu pentru noi este să privim cu atenție, să vedem urmele Domnului nostru Isus Hristos. Credința creștină nu este o opinie teologică sau filozofică. Este o trăire. Nu mai trăiesc eu, cel Pavel care gândeam că Isus e așa și persecutam până la moarte biserica lui Dumnezeu. Nu mai trăiesc acele gânduri, acea imaginație însângerată, ci Hristos trăiește în mine. De aceea el, viața pe care o trăiesc acum, spune el, o trăiesc în credința Fiului lui Dumnezeu care m-a iubit. Și iubirea Fiului lui Dumnezeu, L-a câștigat pe el la credință. Ceea ce nu se poate scrie în scripturi este tonul cu care Isus i-a spus Saule, Saule. Asta nu se poate cuprinde. Doar dacă asociem cu bunătatea lui Dumnezeu manifestată față de noi. Atunci putem să înțelegem că același glas a vorbit cu aceeași bunătate. Nu se poate scrie în scriptură impactul pe care l-a avut privirea lui Isus către Petru. Dacă scrie că s-a uitat la el, ne gândim că a fost o privire de bunătate. Dar orice lucru poate fi sondat, însă bunătatea lui Dumnezeu niciodată. Poartă-te frumos și vei pune cărbunea aprins pe capul lui. Așa a făcut Dumnezeu, urmați pilda lui. El a dat ploaie peste bun și rău. Și pentru răul făcut prin păcat și păcătuire, Dumnezeu a ales să ofere prețul vieții lui și a dăruit viața. Și prin viața lui, scrie scriptura, noi suntem astăzi mântuiți. Urmați, dar pilda lui Dumnezeu. Cărbune aprinși pe capul ființei noastre reprezintă gândul pe care îl trăim și care mișcă adânc sufletul nostru de. Regretul și, și ne, nedorința de a fi gândit alf, astfel despre Dumnezeu. Proverbele spun: Cum am putut să fiu așa nebun? Cum am putut să privesc pe Dumnezeu în lumina aceasta? Spune Pavel: A fost din cauza zelului meu pentru tradiție, pentru ce pomenisem în familie, pentru cultură, pentru dar când am fost confruntat de dragostea lui Hristos care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine, spune el în clipa aceea, n-am întrebat pe niciun om, m-am predat pe loc și în cuvintele lui, ce, voiesc, ce voiești să fac? Cine ești? Sunt Isus. ce voiești să fac? În cuvintele acestea se găsește și rugăciunea noastră cu această ocazie. Doamne! nu te putem întreba ce voiești să facem. Ne-ai spus. Am înțeles cuvântul acesta. Am înțeles că împreună cu El vine și puterea. Ne închinăm înaintea Ta, te rugăm, Doamne, și cerem să se împlinească în noi și cu noi și prin noi cuvântul pe care ne l-ai predat Tu. Și fă ca așa cum ai spus Tu, Doamne Iisuse, cuvântul meu este Duh și viață. Acest cuvânt să devină Duh și viață în noi, în numele Tău, Tată, al Domnului Isus și al Duhului Sfânt. Amin.